mulțumesc înainte de toate cazurile noastre de astăzi, că trebuie să dăm toate datele. Deci dacă vreau să încerc să le dau toate datele. Deci cea mai mică care s-a ocupat de toate, ca să ne fie bine. Din moment ce sunteți aici, cu siguranță ați auzit de geospațial.org. Unii mai mult, alții mai puțin. O să încerc în cele ce urmează să vă fac o idee cât mai clară asupra ceea ce reprezintă acest site și această comunitate în România. Așa cum spuneam, în primul rând, geospațial.org este un portal online care a fost lansat în anul 2007 din inițiativa a doi domni, Vasile Crăciunescu și Ștefan Constantinescu. Acest site are ca și misiune promovarea soluțiilor software open source, fără a declara pe cele proprietare. Militează de asemenea pentru accesul liber la date geospațiale. În cadrul site-ului veți putea găsi diverse materiale, de la articole tutoriale până la recenzii, postări pe blog, etc. Și, bineînțeles, și date. Aveți o colecție destul de mare de date spațiale. În jurul acestui site au luat naștere, bineînțeles, și o comunitate destul de puternică în domeniul geospațial în România, care sperăm noi să crească din ce în ce mai mult. Structura site-ului este una destul de simplă. Primele cele două mari categorii, GeoKnowledge și GeoData. GeoKnowledge cuprinzând, așa cum am zis, partea de materiale scrise plus galeriile, articole tutoriale, de recenzii, postări pe blog și lista de discuții sau forumul. Și partea de GeoData, unde avem colecția noastră de date spațiale pe care le puteți accesa atât static, dar descărcându-le sub forma unor fișiere, sau prin intermediul unor aplicații de web mapping online, ori ca și servicii web standardizate, VMS, VFS, VMSC, etc. Arhitectura, nu o să insist aici pe partea aceasta, important de reținut este faptul că, așa cum puteți observa, la bază stau primul soluții software open source, OpenLens, Postgres cu PostGIS, TextPattern, GeoServer. Câteva subțin prezentate câteva cifre legate de geospațial.org. Am ajuns la 60 tutoriale, 51 de articole. Autori avem până în momentul de față 43. În ceea ce privește traficul, eu zic că stăm destul de bine. Avem aproximativ 500 de vizitatori unici pe zi. Și recent am depășit și numărul de 500 de membri pe lista de discuție. Prima oară când am verificat că erau circa 22. Seminarele geospațial au fost mai multe la număr. Inițial au început ca și întâlniri cu participanți mai puțin numeroși. 17 cred că au fost la prima întâlnire din 2008 și s-a ajuns la astfel de evenimente, așa cum este cel pe care îl organizăm acum la Timișoara, unde avem peste 100 de participanți. Au fost și seminarii unde au fost înscriși peste 150. Câteva imagini de la aceste seminarii. Aici, iată, la anul trecut, în fața facultății, probabil o să reluăm. O să facem și o postă atunci. Bineînțeles, orice seminar nu poate fi ieșit de așa cum ne place numai să spunem mai nou, întâlnirile informale, unde încercăm să ne cunoaștem cât mai bine. O astfel de întâlnire va avea loc și în seara aceasta, cu toate că Vasile va invita deja pe mail. Profit de ocazie și vă invit și eu live. Atenție însă, unii dintre noi au tendința de a
Având aceste întâlniri cu destul de mult avem. Bun, revenim la lucruri mai serioase. Avem și cu ce ne mândri. Anul acesta am obținut și un premiu. Un premiu de la un concurs european. Concursul care se numește Open Data Challenge, organizat de Open Knowledge Foundation și Open Forum Academy. Așa cum spuneam, este un concurs la nivel european care s-a bazat pe utilizarea datelor geospațiale libere. Au fost 4 categorii: vizualizare, idei, aplicații și date. Noi ne-am înscris cu proiectul eHarta la categoria date și am obținut premiul Better Data Award. Premiul a fost numărat pe tine noastră, Codrira, de către vicepreședinta Comisiei Europene, Lili Cross, la Bruxelles, în cadrul Digital Agenda Assembly, care a avut loc în iunie. Despre câteva cuvinte despre eHarta, proiectul cu care am participat la acest concurs. Mulți dintre voi bănuiesc și știți deja despre ce este vorba. Este o colecție de hărți vechi, care au fost inițial scanate, ulterior, cu ajutorul comunității, au fost preluate, extrase, să zic, metadatele, ulterior, la fel, cu ajutorul comunității, au fost georeferențiate și, în momentul de față, le puteți accesa printr-o aplicație de web mapping, de pe geospațial.org, sau le puteți descărca sub formă de geotip. Câteva cuvinte și despre OEGEO România. Începând de anul acesta, suntem local chapter în România pentru OEGEO. OEGEO fiind Open Source Geospatial Foundation, o organizație non-profit la nivel mondial. Nu intru în detalii, dar ca idee, pentru cine nu știe mai exact cu ce să spun geospațial, nu spun doar că sub pălăria acestei organizații au luat naștere proiecte importante, cum ar fi QGIS, GRASS, GDAL, GeoServer, MapServer. În cazul în care vă întrebați și cine stă în spatele acestei comunități și acestui site, aceștia sunt ocupații, din numele de urmare. Fiecare cu partea lui de vină, 43 la număr în momentul de față. De asemenea, profit de ocazie pentru a lansa tradiționala invitație oficială către dumneavoastră, de a vă alătura acestor 43 de autori. Și în cazul în care aveți materiale scrise, articole, tutoriale, sau chiar hărți, știu, le putem trimite și eventual le putem publica pe site. Ceea ce privește viitorul sună bine. În primul rând vrem să continuăm seria acestui seminar geospațial. Însă dorim să recomandăm și cu alte conferințe la nivel național, ca chiar regional. Vrem să adăugăm noi servicii pe site. Primele pe listă ar fi o bibliotecă, un serviciu de bibliotecă și o platformă pentru joburi, gen jobs, de joburi. Ok, normal, materialele noi asta e valabilă întotdeauna. Și bineînțeles, vrem să terminăm proiectul eHarta. Sunt noi serii de hărți care își așteaptă lucrurile. Cam atât am avut să vă spun. Sperăm să vă simțim bine la țările de geospațială. Dar bine le informați.